Încep emoțiile pentru elevii de clasa a 12-a. Ei vor susține luni prima probă de bacalaureat și anume proba de competență lingvistică. În data de 4 iunie, absolvenții urmează să susțină probele de competențe digitale. Probele scrise vor începe pe 1 iulie cu examenul scris la limba și literatura română. Examenele vor fi supravegheate de către un alt cadru didactic decât cel din instituția unde are loc bacalaureatul. La probe s-au înscris 3118 elevi, dintre care 200 provin din promoțiile anterioare. Examenul se va desfășura în 9 centre. Acesta, examenul național de bacalaureat, se desfășoară în județul Gorj în 9 centre de examen și un centru zonal de evaluare. Competențele digitale se vor desfășura în toate liceele din județul Gorj, număr de 33 de licee. Competențele digitale vor începe pe data de 4 la limba și literatura română, urmând în zilele de 7, 10 și 11 competențele digitale și pe 12 și 13 limba străină. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie 2019 la sediul unde s-a susținut examenul.